ziua, doamna Raisa! Bucuroși de oaspeți! Eu am bucuroasă, bucuroasă. Venim la dumneavoastră cu urări de bine. Mulțumesc, că ce anume astăzi, în această zi frumoasă de toamnă, când bunul Dumnezeu ne mai bucură cu căldura sa, vă sărbătoriți ziua de naștere. Dați-mi nevoie să vă felicităm, să vă dorim din adâncul sufletului multă, multă sănătate, fericire. Aici, în casa dumneavoastră, să domnească doar pacea, sănătatea, compasiunea. Să fiți înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă. Și fie că bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii, surprize pentru tine. Și vă pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? Am mulți nepoți. Nu chiar mult, a patru. Dacă e și el care mai departe din noi, așa cred că. Haideți să vedem. Țineți această floare frumoasă care vă aparține. Aici aveți un cadou frumos. Mulțumesc frumos. Cred că e din la ele, că din Irlanda. Haideți să vedem. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Bună, scumpă și iubita noastră, astăzi este o zi specială pentru noi, deoarece este ziua de naștere a celei mai scumpe persoane de pe acest pământ, a bunicuței dragi. Ne oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune cât de mult însemn pentru noi. Pe parcursul anilor, soarta ți-a oferit foarte multe obstacole și încercări grele, dar ai putut să le înfrunți pe toate. Ești o ființă dumnezeiască. Îți mulțumim că ne iubești necondiționat. Îți mulțumim din toată inima pentru gingășie, grijă și tandrețe, pentru atenția care ne-o dai și bunătatea care o emani. Ne amintim cu căldură și gingășie de acele momente pe care le-am petrecut împreună când eram copii. Tu ne-ai fost și dascăl, și ajutor, și prietenă. Să știi că ești zvorul puterii și hrana sufletului nostru. În această zi minunată, când în cununa vieții împletești al 70-lea trandafir, îți dorim multă, multă bucurie. Să fii sănătoasă și să te menții același om frumos, iubitor, armonios și echilibrat, așa cum te știm noi. Îți dorim ca inima să-ți bată tare doar din motive de bucurie, fie ca lacrimile să-ți curgă doar de fericire, iar sufletul să-ți cânte în fiecare clipă. În adâncul sufletului îți dorim ca anii ce se scurg să treacă precum razele soarelui, mângâie o trestie umedă și bătută de vânt, precum iubirea alină sufletele suferinte. Să fii fericită și persoanele dragi să-ți fie mereu în preajmă, să ai parte de cele mai frumoase clipe, să ai multe bucurii și de tristeți să nu mai știi. Ne cerem iertare că în așa o zi importantă nu suntem toți lângă tine, dar cu sufletele și gândurile suntem alături. Te iubim mult! Cu un la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin nepotul Eduard împreună cu soția Liliana din Irlanda, Cristian împreună cu soția Irina, Daniel și Gabriel. La mulți ani dumneavoastră! Mulțumim frumos! Știți, doamna Raisa, cred că prin intermediul nostru sunt și ei, aici, lângă dumneavoastră. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Dragii mei nepoți, vreau să vă transmit cele mai sincere și călduroase salutări, pentru că nu m-ați uitat și nu mă uitați azi toată ziua. Telefonul a lucrat și toți m-au felicitat cu această zi importantă. Nici nu m-am gândit niciodată în viață că pot să ajungi la vârsta aceasta așa bine înaintată. Când lucram la grădiniță, mă gândeam, oi, câți ani mai sunt pe la anii 50? Și-au trecut și 50, și-au trecut 60 și iată că am ajuns la vârsta de 70 de ani. Le doresc lor mult sănătate și tare vreau ca să ajung să-i văd mici și mirese. Măcar pe ești mai mici, pe Gabi și Danu, nu știu, dar Edic, Eduard, cum îi spune Liliana,
la anul viitor, la 22 mai, va fi nunta și cred că voi ajunge și la nunta lor, și la nunta lui Cristi, mai înspre toamnă, și le doresc și copiilor mei, lui Rodica, lui Gico, lui Cristina, lui Dorian, multă, multă sănătate, să-și crească copiii, să-i educe și să trăiască în bună înțelegere până la adânci bătrâneți. Noi vă dorim o zi frumoasă, o sărbătoare pe cinste și la 100 mai venim odată!